În contextul proiectului Prima Prioritate, niciun copil invizibil, pentru evitarea discrepanțelor în identificarea copiilor invizibili, în 2014 a fost introdusă o nouă metodologie care permite diagnosticul complet al vulnerabilităților, pornind de la o grilă clară de indicatori prin care se coleg informații despre copii și despre membrii gospodăriei în care copiii trăiesc. Această metodologie de diagnosticare a vulnerabilităților, precum și managementul ulterior al serviciilor, au fost integrate într-o aplicație online, Aurora. O tabletă pe care asistentul social comunitar sau asistentul medical comunitar o are la dispoziție și cu care el se poate deplasa în comunitate la familiile pe care le știa până la acel moment, plecând de la baza de date pe care a fost generată urmarea intervenției până în momentul respectiv, dar și pentru cazurile noi. Aurora este în primul rând o unealtă pentru lucrătorul comunitar. Ea vine în sprijinul acestuia în identificarea copiilor vulnerabili din comunitate, diagnosticare, în crearea unui pachet minim de servicii. Am avut baza de date a copiilor respectiv, am mers la familiile acestora, am completat, nu ne-am confruntat cu probleme, ca oamenii să nu fie de acord să răspundă chestionarului întrebărilor, și ne-a ușurat munca. Chiar aveam probleme, așa uneori mai discutam de o anumită familie imediat, ne duceam la Aurora, găseam toți membrii în Aurora rapid. Metodologia a beneficiat de un feedback constant din partea principalilor parteneri în proiect, reprezentanții direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului și lucrători comunitari sociali și medicali. Putem la fel să monitorizăm foarte bine toate cazurile firave, să zic așa, între ghilimele, din comunitate. Descoperim lucruri noi prin intermediul întrebărilor. Chiar putem descoperi oameni care nu sunt înscriși la medicul de familie, copii care nu sunt vaccinați, putem descoperi boli noi care prealabil nu erau și ne ajută foarte mult. Familia Mocanu a beneficiat de serviciile sociale integrate aduse prin intermediul aplicației Aurora. Astfel, asistenții sociali au sesizat problemele medicale ale membrilor familiei, intervenind spre soluționarea problemelor. Au probleme cu spatele, am iernie de disc pe coloană și cu pieptul stâng, mi-apare nodule și mi se umflă. Puteți să-mi spuneți cum v-a ajutat Alina în toată treaba asta? Da, eu am cunoscut-o de când am avut un băiatul păst mare l-am operat la Nehoiu. Și m-am dus la ea și a fost o timp de ploaie când am venit la spital, m-am dus la ea și a venit până seara, a venit și mi-a făcut injecțiile. Mereu a venit în continuu, cu ploi a venit la mine. Mă bucur că sunteți mai bine cu spatele, da, bine, și mă bucur că soțul v-a înțeles, da, și că nu mai ridicați, nu, și că țineți un regim de viață. Un alt aspect pozitiv al colaborării din ultimii ani cu asistenții sociali, dar și cu autoritatea locală, a fost legat de faptul că am putut mai devreme să intervenim pe anumite cazuri. Cea mai importantă misiune în ceea ce privește Aurora este cea a lucrătorilor comunitari. Aurora este un instrument perfectibil pentru care feedback-ul primit de pe teren reprezintă potențialul de creștere.